Grupul catehetic al parohiei Sfântul Ioan Botezătorul din Cluj-Napoca a fost desemnat câștigător la etapa eparhială a concursului național catehetic Tinerii și vârstnicii să laude numele Domnului. Festivitatea de premiere a grupurilor catehetice din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, care s-au clasat pe primele trei locuri și a celor care au obținut premii speciale, a avut loc în această seară la Muzeul Mitropoliei Clujului. Premierea câștigătorilor de la nivelul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului s-a desfășurat în prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei, a elevilor participanți și a îndrumătorilor grupurilor catehetice. În deschidere, ierarhul i-a felicitat pe elevi pentru dragostea față de spiritualitate și atenția arătată vârstnicilor. Cu mare bucurie am venit la acest moment de gratulare a tinerilor care au participat la acest concurs catehetic. Concurs care își aduce aminte și de venerabilii bătrâni și de tinerii iubitori de spiritualitate. Credem că tinerii noștri sunt tineri cu minți și ei sunt un exemplu deosebit pentru toți tinerii din eparhia noastră, începând cu orașul Cluj. Orașul Cluj în care sunt 100.000 de studenți și nu foarte mulți elevi cărora dumneavoastră le puteți folosi ca exemplu. Vă felicităm și rugăm pe Dumnezeu să vă țină sănătoși, cu minți, ca să puteți face bună misiune pentru Evanghelia Domnului Iisus Hristos, pentru familiile dumneavoastră, pentru toți cei dragi. Proiectul câștigător, Uniți prin credință, unici în ființă, a fost realizat de grupul catehetic al parohiei Sfântul Ioan Botezătorul din Cluj-Napoca, în parteneriat cu școala gimnazială Iona Gârbiceanu. Pe locul al doilea s-au situat proiectele parohiilor Adormirea Maicii Domnului din Cluj-Napoca și Sfânta Treime din Gherla. Pe locul al treilea s-a clasat proiectul Bucuria Trăirii Tinerilor și Vârstnicilor în Hristos, realizat de parohia Monor din protopopiatul Bistrița. Toți participanții au primit din partea părintelui Mitropolit Andrei diplome de participare și cărți duhovnicești. Mi-a plăcut foarte mult să mă implic în acest proiect. M-a apropiat foarte mult de bunici, m-a apropiat mult mai mult de biserică și apreciez foarte mult că am avut ocazia să particip la acest proiect. Această experiență a însemnat pentru mine ceva foarte important, deoarece mi-a plăcut să fiu implicat în activitățile bisericii pentru că mie îmi place să colaborez cu colegii. Cel mai mult mi-a plăcut activitățile în care am făcut parte cântând pricesne, deoarece eu fac canto de mult timp și atunci am fost onorată. Am fost foarte bucuroasă și mai ales că am luat și locul întâi. Și cumva nu m-am așteptat, dar a fost o onoare pentru mine. Am participat la toate activitățile și cel mai mult mi-a plăcut să învăț să cosc pe etamină împreună cu bunica mea. În cadrul ediției din anul acesta au fost depuse mai multe proiecte care au fost implementate în parohii din mediul urban și rural din cuprinsul arhiepiscopiei noastre, de către grupuri catehetice de copii și tineri, care au însumat peste 1500 de participanți, sub coordonarea preoților și profesorilor implicați. Îi felicităm pe toți participanții și suntem convinși că obiectivele specifice ale concursului național catehetic, dedicat anului omagial și anului comemorativ, au fost îndeplinite. Cele 25 de proiecte derulate în protopopiatele Eparhiei Clujului au reunit aproximativ 1500 de copii și tineri, evidențiind astfel preocuparea constantă a bisericii pentru credincioșii de toate vârstele.